Ideea concursului pentru desen contemporan, organizată de Crama Oprișor, mi-a venit în anul 2015, atunci cu Universitatea Națională de Arte. A aniversat 150 de ani de la înființare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, ca și Crama Oprișor, am produs 150 de sticle cu vin. Un vin, zicem noi, bun, frumos, ca și gust și ca și valoare, la care, bineînțeles, partenerii noștri de la Galeria La Borna și Universitatea Națională de Arte au contribuit cu imaginea vizuală, packaging-ul și partea de concept. Cele 50 de cutii, a câte 3 sticle de vin, au fost împărțite câte 25 la Crama Oprișor, 25 la Universitatea Națională de Arte. Am vândut 24 de cutii, una rămânând în vinoteca Cramei, iar tot ceea ce a însemnat venituri ale Cramei Oprișor din vânzarea acestor cutii, le-am destinat în exclusivitate acestui concurs de desen contemporan. Absolvent de grafică și automat, cumva după mine, pictor. Eu am dat la grafică din cauza că îmi plăcea să pictez. Era o senzație pe atunci, acum pot să o documentez cât vreau eu și pot să o argumentez ca lumea, dar pe atunci era o senzație cum că e un schelet și o structură a realității pe care tu poți să pui forme. Și o bază și un limbaj cumva cel mai curat, cu unitățile cele mai mici, de la care poți să scalezi la orice. Și pare natural o unealtă de înțelegere. Cred că e unul din primele concursuri la care particip. Și zice asta ceva despre cel puțin oamenii din generația mea care nu prea aplică. Și iar ăștia de la mine la atelier, vă garantez eu că nu aplică la absolut nimic. Stăm în bucătărie și cumva din 3-4 discuții despre nu știu ce concurs ne descurajăm și nu mai facem nimic. Am absolvit Universitatea Națională de Arte, secția pictură și în prezent sunt la doctorat în anul 4. Folosesc chiar și video-ul ca formă de transfigurare pentru că video-ul e secvențial, iar proiecțiile personale au un caracter secvențial. Și ca o primă formă de transfigurare, folosesc video ca o tranziție ca să ajung după aceea la o formă configurațională care e specifică picturii și desenului. Îmi place să fiu un artist neaccentuat și nehotărât în ceea ce fac. Mi-am lăsat loc liber de explorat ca tehnică și ca stil și ca temă cât mai diversă. Și în facultate mi se spunea că sunt mai degrabă desenator decât orice altceva. Și nu am speculat întotdeauna treaba asta, a trebuit să crească treptat ca să îmi dau seama că da. Degeaba ți se arată până nu încerci să ajungi unde trebuie. Am participat pentru că am realizat multe desene, de vreo 5 ani tot desenez și am aflat de acest concurs și era și o curiozitate să văd propriile desene alături de alte desene din spațiul nostru bucureștean. Eu mă mai uit în CV-urile artiștilor din afară sau care îmi plac și am găsit foarte multe sponsorizări din țara de unde se născuseră ei. Spre exemplu, pentru Germania sunt cei de la Canson. Mai sunt orașe în care s-au născut anumiți artiști și primăria promovează. Adică mi se par foarte importante, pentru că asta te pun de fapt pe harta artei contemporane, te fac vizibil. Mi se pare rar. Oricum, mi se pare rară situația de concurs de desen și mi se pare binevenită, pentru că în momentul în care apare un concurs, automat stimulează măcar, și chit că nu particip, cumva tot te face să te regândești la desen ca obiect în sine, nu ca premergător de ceva sau ca o zonă doar de experiment personal după care capitalizezi de pe el în alt loc. Mi se pare mișto totuși. Linia pupată, cum ai zis înainte, sunt o bază universală de forme și uite de câte variații în jurul nostru. Ne bucurăm că pentru participarea destul de intensă a tinerilor artiști, absolvenți, studenți, masteranți ai Universității Naționale de Arte și sperăm că în viitor vom avea condiții prielnice pentru dezvoltarea altor concursuri sau altor competiții de acest gen.